Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi facem madlene în această formă. Aici mi-am pregătit și ingredientele. Și vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Un praf de sare, 50 de grame de zahăr, vanilie, coajă de lămâie sau pastă de mandarine. Eu am să pun astăzi pastă de mandarine, dar puteți pune și coajă de lămâie. Eu o țin la congelator. Ia uitați, să știți că nu se întărește, este moale. Imediat o să punem în compoziție. Așa. Apoi mai avem nevoie de un ou, 20 de lapte, 55 de grame de făină, 2 grame de praf de copt și 50 de grame de unt pe care o să-l topim. Și apoi o să le glasăm cu zahăr pudră și cu zeamă de lămâie. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem madlene în această formă, o să o ungem cu unt. O să preparăm aluatul și aluatul poate fi preparat și seara și a doua zi dimineață, numai cât le puneți în formă la 180 de grade, circa 8 minute și aveți un mic dejun imediat, în câteva minute, cu o căniță de lapte, o căniță de ceai. Așa. Și o să punem toate ingredientele aici, în acest vas. Ies puține, dar dacă doriți mai multe, dublați cantitățile sau le triplați. Eu fac doar de un singur ou. Așa. Am să dau forma deoparte. O pun aici într-o parte. Și o să avem nevoie de puțin unt ca să ungem această formă, vedeți? Forma. O ungem cu unt. Și dăm așa deoparte. Și acum, în vasul nostru, vom pune zahărul, vom pune praful de sare, îl punem așa pe tot. Deci cât luăm între degețele sarea. Așa. Puteți pune puțină coajă de lămâie, o radeți. Așa. O radeți așa frumos. Și puneți puțină coajă de lămâie sau eu astăzi am să pun și puțin puțină pastă de mandarine. Eu am scos-o de la congelator să vă arăt că nu îngheață. Dă un gust foarte bun, mai ales la cozonaci. Așa. Ia uitați cum arată pasta de mandarine. Eu o țin așa în punguță. Vedeți? Așa. Și am să iau așa cu o linguriță. Am să iau aici cu o linguriță. Și am să pun puțin în compoziția mea. Vedeți cum este pasta de mandarine? Așa. Și punem așa aici. O închidem și o dăm imediat la congelator. Așa. Vedeți? O puteți pune și într-un vas acoperit, dacă doriți, dar eu le țin în punguțe. Mă împac foarte bine. Așa, și dăm la congelator. Aici avem zahărul cu sarea, cu coaja de lămâie și cu pastă de mandarine. Am să pun și puțină vanilie. Punem și ouul și acum amestecăm. Amestecăm așa bine. Și adăugăm și laptele ca să se topească zahărul. Se fac foarte, foarte repede.
Este de preferat de făcut compoziția seara și să o puneți în forme la cuptor a doua zi dimineață. Dar dacă nu, lăsați măcar o oră să se odihnească. Așa. Și amestecăm așa bine. Vom adăuga și făină. Și praful de copt. Și amestecăm bine totul. Acest video am să-l public și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți peste 1000 de rețete. Din ce în ce, pe zi ce trec, se adună mai multe. În fiecare zi preparăm câte ceva, nu numai dulce, dar și sărat. Preparăm și săpunele, și creme de față, și creme pentru dureri articulare, și de oase, și ceaiuri, și tratamente pentru păr. Rețete simple. Așa, și amestecăm așa bine totul. Așa. Acum, untul îl voi topi, îl pun în microunde să se topească și punem și untul pentru unsă forma. Așa. Și amestecăm aici, în continuare. Așteptăm să se topească untul. Încă nu este gata. Așa. Aici am un pensonaj pe care o să ungem, cu care o să ungem forma. Așa. Am topit untul și pentru uns forma și să punem aici în compoziție. Amestecăm și acum adăugăm tot untul. Și amestecăm bine. Vedeți compoziția cum arată? Așa. Și acum o lăsăm să se odihnească. Cum am spus, este foarte bine să o lăsați, să o preparați seara și să o băgați la cuptor dimineață. Și acoperim. Să vă arăt, eu mi-am pregătit aseară compoziția și am făcut... Ia uitați, vedeți? Și o lăsăm să se odihnească ce am făcut acum și punem ce am făcut aseară în formă. Închidem și aceasta o lăsăm să se odihnească o noapte sau măcar o oră și dăm deoparte. Aici avem forma noastră. O să o ungem. Între timp dăm drumul și la cuptor
Eu am să-l dau drumul la 180 de grade și vor sta circa 8 minute la cuptor. Timp în care noi o să facem glazură. Așa. Am pus la 180 de grade și sus și jos eu am pus. Și acum, cu un pensonaj, o să ungem forma noastră cu unt. Așa, și începem de aici. Să-ți preparăm bunătăți, bunătăți. Așa, am uns forma. Cuptorul se încălzește. Vedeți? Am uns forma cu unt. Peste tot așa. Și acum vom pune compoziția noastră cu ajutorul unei lingurițe sau putem pune într-un poș și punem în formă. Eu voi pune cu ajutorul unei lingurițe așa, și voi lua puțină compoziție de aici. O amestecăm puțin. Și acum luăm puțină compoziție și punem. Așa. Deci cel mult 8 minute. Când vedem că încep să se coloreze, le dăm deoparte. Așa. Și o să punem și din compoziția făcută astăzi. Să spunem că s-a odihnit. Să vedem cum iese imediat făcută. Așa. O să vedem diferența între cele lăsate peste noapte și cele făcute acum. Așa. Cuptorul se încălzește. Deci dintr-o porție vor ieși 12 circa făcută. Doriți să faceți mai multe, dublați cantitățile sau le triplați. Eu fac doar dintr-un singur ou. Așa. Și acum le dăm la cuptor. Vedeți?
Pici Liuba. Bună ziua, Liuba, bine ai venit. Și bine ați venit tuturor. Și le dăm la cuptor, circa 8 minute. Ne uităm la ceas, este și jumătate. 180 de grade. Și cât stau la cuptor, facem glazură. Așa. Aici punem căpăcelul. La ce ne-a rămas. Și dăm deoparte. Așa. Și aici avem cam o lingură de zahăr pudră și lămâia noastră. Așa. Eu am o lămâie cu așa și am să tai din aceasta și am să pun puțină zeamă. Aia, am început să intru mai des acum. Am făcut o mică pauză. Într-adevăr, nu m-ai văzut, doar am publicat o parte din rețete, Liuba. Așa, și tăiem ca să punem puțină zeamă de lămâie. Peste zahăr, vedeți? Peste zahărul pudră punem așa câteva picături și amestecăm să vedem consistența și dacă mai e nevoie mai adăugăm. Așa. Este încă gros, am să mai pun câteva picături. Așa. Deci cam două lingurițe de zeamă de lămâie am pus. Și aceasta este glazura și o să punem cu un pensionaj pe deasupra, vedeți? Dacă mai e nevoie, mai punem o lingură de zahăr și mai facem cu... Așa. Și acum să așteptăm să vedem la cuptor. Durează puțin. Le lăsăm să se facă. Așa. Și să repetăm ingredientele. Pentru madlenele noastre am pus deci un praf de sare, 50 de zahăr, am pus coajă de lămâie, vanilie, eu am pus și puțin pastă de mandarine, eu o țin la congelator și când am nevoie îmi iau cât îmi trebuie. Este foarte bună pentru cozonaci, să dea aromă bună la cozonaci, nu numai, și la prăjituri și la creme. Așa, la biscuiți, la checuri, să știți că dă o aromă foarte, foarte, foarte bună. Apoi, deci am pus un ou, 20 de lapte, 55 de făină, apoi am mai pus 2 grame de praf de copt și 50 de grame de unt topit. Le-am amestecat, ați văzut, pe toate și compoziția trebuie lăsată peste noapte. Peste noapte să se odihnească. Și a doua zi dimineață, în 8 minute, aveți, băgați la cuptor și aveți un mic dejun delicios, cu o căniță de lapte, o căniță de ceai. Și apoi le scoatem și le glazurăm cu zahăr pudră. Așa, eu cred că am să mai pun o linguriță de zahăr, o lingură de zahăr și să facem mai mult. Și cu zeamă de lămâie. O să mai pun o lingură de zahăr, să mai face, mi se pare puțin o lingură. Așa. Și punem așa cu lămâie, cu zeamă. Să le dăm așa bine cu... Așa, le glazăm. Așa, iată-ți.
spuneam, dacă mai e nevoie de glazură, mai facem. Le putem da și cu ciocolată pe deasupra. Ia să facem și cu ciocolată. Să-mi iau un vas și să o topim în microunde. Așa, am să pun aici o bucățică de ciocolată. Așa, pun aici o bucățică de ciocolată. Și o să punem un cubuleț, 50 de grame. Ia să vedem madlenele la cuptor. Au început să crească. Aici avem glazura și acum să punem și ciocolata. Deci aici am 100 de grame, un cubuleț are 50. Și am să pun doar unul. O să punem așa aici, o să topim. O punem la microunde, circa un minuțel, nu mai mult. Am pus la cuptor să mă uit la madlene. S-au umflat, au crescut. Așteptăm încă puțin. Deci circa 8-10 minute. Când încep să se coloreze, atunci sunt gata. Am să dau deoparte. Aici am o linguriță să amestecăm ciocolata. Sunt aproape gata madlenele noastre. Ia să vedem și ciocolata. Vedeți? Aici avem ciocolata. Am topit-o în microunde și acum o amestecăm. O amestecăm așa să se topească toată. Să mă uit la cuptor. Cred că sunt aproape gata. Deci au trecut 9 minute. Așa, punem și ciocolata aici deoparte și să vedem să scoatem madlenele. Mi-am pregătit mănușica. Să le vedem cum sunt. Așa. Cred că sunt gata. Încercăm să le scoatem.
interpretațiile cum au venit. Madlene. Și să le scoatem, să vedem cum le scoatem de aici. Încet, încet, le lăsăm puțin. Și să le scoatem. Am plătit palețica ca să mă ajut cu palețica să scot. Mulțumesc, Liuba, ce nume frumos ai! îmi place mult. Așa, ia să vedem și să scoatem. Așa. Încercăm să scoatem din formă. Sunt moi. Mi-e frică să nu le rup. Așa. Ia uitați cum a ieșit. Sunt moi. Așa. O să le scoatem încet una câte una. Și o să le dăm cu glazură și cu ciocolată. Așa. Trebuie lăsate puțin să se răcească. Sunt așa de delicate, ia uitați-le cum au venit. Încă iese aburul. Trebuie lăsate să se răcească puțin. Așa. Și acum să le dăm cu glazură. Deci ori le dăm cu un pensonaj pe deasupra sau pur și simplu cu lingurița. Ia să vedem aici o farfurie. Așa, o să le punem pe așa o farfurie. Și să vedem un pensonaj. Aici avem un pensonaj. Așa. Și dăm așa pe deasupra. Dăm cu glazura de lămâie și de zahăr pudră. Așa. Și așezăm așa aici. Și acum să dăm una și cu ciocolată. Așa, și ciocolata o să o punem așa cu lingurița. Sau tot cu un pensonaj, dacă dorim. Așa. Și o să facem madlene glazurate cu ciocolată și cu lămâie și zahăr pudră. Vedeți? Așa. Și le așezam așa aici. Și acum să mai scoatem. Încet, încet.
Ia uitați-le. Așa. Vedeți ce frumoase sunt? Așa, și sunt delicate, delicate, delicate. Le puteți da și doar cu zahăr pudră, dacă doriți. Așa, ia. Madeleine. Ce frumoase sunt. Frumoase și bune. Așa. Să le scoatem pe toate și să le glazurăm. Așa. Ia uitați-le. Și aceasta a ieșit. Așa. Și acum să glazurăm o parte cu lămâie și cu zahăr. Parte le glazurăm cu ciocolată. Așa, punem glazura de lămâie cu zahăr peste. Așa. Delicioase. O să punem toată glazura care am făcut-o. Cea cu lămâie. Vedeți? Așa. Să dau deoparte. Am să șterg puțin pensonașul și am să pun ciocolata. Așa, ia să luăm așa un șervețel și să ștergem. Și acum să punem și ciocolată. Luăm o madlenă și acum ungem așa cu ciocolată peste. Vedeți? Așa. Să le pun cu distanță. Luăm ciocolată și punem pe deasupra, așa. Încet, încet. Madeleine glazurate.
Și acestea o să le dăm cu zahăr pudră pe deasupra. Și o să le punem aici pe farfurie. Am să dau deoparte, ia să ne facem loc. Punem puțin zahăr pudră peste. Așa. Să facem și pentru cei care nu vor ciocolată sau lămâie cu zahăr. Așa. Ia uitați. Madeleine glasurate. Și ia să gustăm, să vedem cum sunt. Ia uitați să vă arăt cum sunt și în interior. Sunt numai plină de ciocolată pe mâini. Să mă șterg. Așa și să vă arăt, ia uitați cum arată, delicioase, bune, bune și gustoase. Sunt moi, 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 moi și delicate. Este rețeta de astăzi, făcută în această formă. Vedeți? Madeleine glazurate cu ciocolată, cu zahăr pudră și lămâie și zahăr pudră. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarele rețete. Voi publica acum și pe YouTube această rețetă. Și vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă, multă sănătate, weekend plăcut și o zi frumoasă în continuare. La revedere, pupici!